În continuare va fi în vârf acum. Și ne face treaba deșteaptă. O să fim încântați de ea. Cum de fapt tot așa de încântat eram și de băbuța cealaltă pe care am pierdut-o. Vă dați seama câtă valoare au aceste mătcuțe care produc bocile în etapa asta? O valoare extraordinară, că se organizează stupina pur și simplu cu activitatea lor. Noi le tot mulgem, le tot mulgem și până când pică de tot ca băbuța, el alta, ați văzut-o care stă în două cârji acolo și nu mai face nimic. Așa. Hai să vedem unde ești tu. A lucrat bine și ea. Unde ești, fetiță? Tot-o băgat. Nu a avut populație puternică, multă. S-a băgat în... Băgat mierea în cuib. Dar așa câteva rame care le-au avut, nu au lucrat binișor. Băgat și în cat, îi semn că era avut un cresc frumos, bun. Hai să filmez asta. Hai să vezi cum prin grile, prin culegătorul de polen, intră albina și iese și colectează polenul de sub. Uite ce interesant este. Culegătorul de polen în acțiune. E singurul culegător care le-am. De acum ne construim și noi culegătoare de polen pentru întreg vagonul. Am trecut la chestia asta. Deci el intră în capcană și se fac acolo să chinuie și când intră, ies pe acolo, lasă polenul jos. Da? Deci care cum intră, încearcă să iasă pe acolo. Da, asta este șmecheria cu colectorul de polen. Deci nu am văzut nici până acum. Hai să mai înaintăm. Dragilor, să recapitulăm. Aici am avut două mătci care am zis-o că sunt valoroase și ce eram încântat eu și mândru de mine că ce valori mari am. Dar s-au dovedit a fi două băbuțe. Ia uite ce face băbuțe, ce fac băbuțele astea. Ai, 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 ai. Ce spectacol, spectacol, spectacol. Toate sunt valoroase, super valoroase. Le colectăm acum și le împărțim pe oriunde mai avem goluri și nu s-au prins matca. La timp nu vine băbuțile astea. Ah. O matcă dintr-o astfel de vodcă îți dă cea mai mare satisfacție. Iar vă spuneam că când îi cules puternic, bocile sunt foarte bine crescute, îngrijite și le pune așa niște vârste de ceară pe deasupra. Semn al bogăției și al faptului că le-au îngrijit, că s-au putut de corect. Asta e. Să vedem mai departe. Cum? Dăm noi peste băbuță. Fetiță, chiar mă faci să mă alerg după tine așa? Păi corect. E corect așa. Dacă știam că ești de la jumătate în partea cealaltă, l-am de acolo. Dar poate chiar a fost de la început și n-am văzut-o. Am mai pățit-o așa. Iată cum dați drumul la schimb liniștit. Boți crescute pe centru. Deci crescute pe mijlocul fagurilor. Astea sunt cele pe care le așteptăm. Păi, Iuliane, și câtă treabă avem
Ștrăiu, cum e cu filmul. Da, și asta e important, că eclozionează și le pierdem pe mățile acestea. Uite, uite băbuța. Dar nu-i băbuța asta. Asta e una ecluzionată tânără. Ia uitați-vă la locul. Figura. E aia care am găsit-o noi, ei. Ecluzionată. E una tânără care i l-a omorât. Acum l-a distrus. Ia uitați-o. Acum să o gătuim. Nu o gătuie, o prind. Asta, asta este. Ia uite. Hei, hei. Asta era. Ține așa tot de ramă. S-o bagă în roiniță. Deci prima șmecherie care o fac, o bagă în roiniță. Și în roiniță avem vodcă. Avem vodcă, da. Îi bag o mată de acalii acuzonată. Va lua din vodcă. Să vedem dacă o primește. Dar asta era tânăr și era la omorât, la distrus boțile. O ieșit de pe undeva, pe un colț. Asta s-a întâmplat. O scăpat mai când am recoltat boțile. Și am prins-o acum. Era pe o botcă și o urmărează și să vedem în care și stadiu este. S-o înțepe. Ah, prins-o. Dacă pe asta mă întârzeam două zile, o zi, până seară, toate boțile pe care le avem în urmă, da, le făcea parcea. Și mama sa e pe aici. Dar nu se bagă, adică mama, nu se, nici o clipă. Albina spune, uite care-i povestea. O ieșit o fică de-a ta. Și da, mă bucur foarte mult, foarte bine, că doar așa am gândit-o împreună. Deci, da, uite ce se va întâmpla, ea va distruge toate boțile, se distrugă. Și vei conlucra cu ea. Vei să fie amândouă la comandă. Numai că tu, ușor, ușor, te vei retrage și vei lucra pe o singură ramă, una, două rame, iar comanda o să da fică ta. Și corect? Corect. Și acum fică sa își făcea treaba aceea de distrugerea tuturor boților. Mă, unde ești, mă, fetiță? Deci mă apropie de sfârșit și nu vezi. Iar să le iau la început. Pe cealaltă cum am găsit-o? Prin fiica care mergea așa, țanțuși. Și o tărâtă să distrugă tot. Și pe asta să nu găsesc? Dar nu-i corect. Uite, boțile astea toate, hai să le recoltăm. Pentru că dacă o aducem pe cealaltă la comandă, toate le roade. De toate le roade. Era un cuțetaș. Uite, uite acolo la... Deci, facem chestia asta. Toate boțile le recoltăm ca să... Vine cealaltă la comandă care e tânără și puternică. Mesajul e dat. Știi ce? Fără prostii de astea cu schimb liniștit, că eu stau, că sunt putere, nu-i nevoie cu mine. Bine, se fără, te strângere. Pune-le, vezi că știi bine că rășesc repede. Pune-le într-o o punguliță dacă avea. Ia o sună un telefon. Cred că e telefonul meu. Acum el sună, mai ne uităm la el. E 2:06 sau cam cât este? Băi, cam cât credeți voi? Unu și. Cam așa. Deci, aici nu-i. Am ajuns la margine, la urmă apoi. Nu-i aici, nici cum. Hai să mă duc totuși pe ramele celelalte din... No. Merg așa ușor, își recoltez două boțile. Două fără 10. E la 2:30 sper să... să terminăm lucrarea asta. Hai să ne uităm, am văzut și tu, da?
Uite-te și tu că ai și tu ochiul format. Ți-a dat ochiul de când tu lucrezi. Să vedem dacă te scoperim mai. Măi, măi pe aici. Știți unde va fi? Cred că e pe rabil pe care l-am dat eu mai devreme. Da. Acolo s-ar putea să fie, numai că m-am grăbit. Vedem acum rama asta. Rama asta ar trebui trecut în buzunărele. Cu porniște boci. Să le crească ea. Și așa ar trebui să facem noi. Treaba și meter. Hai să-i treabă la rama aici. La unde. Deci ești numai mieri, n-avem treabă cu matcă, matcă n-are ce căuta pe acolo. Hai să ne uităm și acum aici, cu mai multe răbdare. Unde ești tu, fetiță? Că tare mult te doresc să te văd. Și nu s-a niciun rău, te iau cu tot cu ramă și te duc dincolo. Asta da tot. Nimic mai mult. Asta. Tăiem boțile astea, să se tărăm astea. Deci, facem așa. Să fie sârmă. Fac și fac numai la sârmă. Corturiesc. Parcă spun că aici ai șanse mai puține să-l iei. Ori fi știi în dele că fac chestia asta? N-au știu să știi. Da, uite cum chiar mă împiedică. Și cum să fac eu? Acum să fac așa. Așa. Și adică nu fi rămas de ecluzionat, nu-mi dau seama. Aia să o punem noi. O punem așa. Deci pe aici. Noi. Mai este o gotă aici. Vreau și pe asta. Ia să vedem dacă putem desprinde, că e lipită de leați. Așa, așa.
hai, gata, scăpați de data asta, după ce vă fac operația asta, nu mai intru la voi. Azi ajuns voi să fiți vedete și redubă puțin. Vedete, chiar așa, pe internet stați, o să stați. Să fiți cele mai vizitate. Și aici am vodka asta frumoasă, pe care vreau să o pun în... în roainiță, nu, în... în gânărea. Așa. Deci mi-am și făcut vodka pe care o trec în buzunărea. Am rezolvat-o. Unde mai e și mai știu. Băi, Dorele, uite-te și tu, Matea, mă, băi. Băi, uite-te cu ochii mari, bă, să o vedem, mă. Băi, aglomerată el vină, mă, trebuie să o vedem după părerea mea. Nu se vede nici noi, vedem noi cu ochii de ea. Aici, pe asta n-ar ce căutare. Deci nu merge pe ei. Rar se întâmplă să meargă pe asta cu miere. Pe rama cu miere. Să ne uităm pe asta, poate îi prindem și pe neva și noi căutăm pe altă parte. Așa asta e cu miere. Măi. Băi, cred că asta ne pune să căutăm de 2-3 ori. Am făcut-o odată. De 5 ori am căutat odată. Și încă iar rămâne să-ți pune perechi. Lăsa seama cam cât... ce supărare mi-a creat așa familia aceea. Tot așa avea nevoie să o descoper, că eu nu mă uit după matca așa ca să mă joc. Per timpul, dar când ai situații de acestea în care vrei să faci manevră, eu am nevoie să o găsesc ca să o îndepărtez. Ia să vedem și pe aici. Bă, știi ce am să fac? Am să o scutur. Hai să ne uităm artea să nu fie pe aici. Să o scuturăm. Devine mai ușor să tăiem boțile. Uite-te atent, atent, atent. Că mă ușor tot atent. Dar așa de atent încât nu o văd. Deci vreau să o dăm dincolo, să o recuperăm practic. Că, eu cred că dacă vin și cealaltă și amândouă stau așa una în alta, omoară cealaltă, că e mai puternic, e mai... Deci pierdem. De sârmă. Ce v-ați așezat așa de prost? Ce v-a fost asta? O rosă. Da, asta în rosă pentru că a fost de haine aceea care a ieșit prima. Și aceea mi l-a zăpășit. Ce s-a întâmplat? S-a rupt sârma asta. S-a desfăcut. Da, s-a desfăcut aici. Sârma? A fost ruptă sârma. S-a spus de aici. Da, da, da. Ține tu așa de la mă. Hai să vedem cum iese, dacă iese sârma. A, și bagile acolo. Care ar fi bune, ar fi bune, care nu. Le păcat de ele. Și pe asta am avut. Ce vodka frumoasă am avut. A fost crudă, mă. Mătușor de mare. Bună.
Sunt crude, toate. Asta e prea mică, nu pune acolo, dar nu o valorificăm. De ceva nu vrem. Uite și aici sunt. Ceva. Fagurile astea, rama asta crează acum probleme că s-au rupt sărmulița. Apar și accidentele astea. Strămâie în loc, se păscau subțire, cred că. Când am întins-o, atunci am greșit. Le-am pus-o prea tare și o cedat. Trei rame mai avem. Mă găsesc că în astea trei rame cred că mă iau, eu răbdare să o iau la început. Înseamnă că nu vrea să o recupăie și ce bună e pentru produs. Mă atât puțin, mă. Ce mă, ciudă. O să mă găsesc. Unde ești tu? La unde trebuie, am găsit-o. Să bort așa, dar crude. A, nu o să mă mână pe scria. Noi și noi. Aici un spațiu cu miere, 100 de miere. Băi, ce-i de făcut? Avem o ramă. Supărarea mea este, în primul rând, nu ca un pericol pentru matca cealaltă, ci pentru faptul că nu recuperez pe ea. Și ești chiar trist din punctul ăsta de vedere. Sunt un telefon. Fac așa. O fi pe aici pe undeva printr-un colț. O să o punem la... Și acum... mai trec odată cu ochii prin ramele acestea și iau tot nucleul cu albină de aici, fii atent, uite ce plan am. Da, iau tot asta cu mătcuța acceptată și-l pun în partea asta. Ca să nu mai las să treacă prin grilă și nu știu ce. Și aici pun ramele și ele care lasă un ață sau două boci. Asta e șmecheria. Deci, hai să facem și noi lucrarea. Înțelegi ce șmecherii fac? Deci, vreau să îl blindez cu puiet direct aici și cu matca cu tot cu nucleul său.
Hai să ne mai uităm o dată. Noi. Poate o apără, poate a fost într-o vocerulă, poate zic și eu. Noi. Uite așa, asta atingem în prima rană. Asta altă va fi a doua rană. Deci n-am mai mare tristeță decât pentru faptul că am pierdut-o pe aia la altă, pe și pe asta, două măți, care tocmai s-a apucat să deschim liniștit. Două măți pierdute. Asta e din cauza greșelii de a nu fi... Aceea am dus-o, am zis-o că n-o să ia de ea, s-a luat. Dacă puneam o diafragmă, chiar n-aș era stup. Nu se îndrepta. Așadar, și prin urmare. Asta e cu mierii, n-are ce căuta pe aici. O luăm deoparte. Și prin cu mierii o ducem. Unde am pierdut ăla? Nu mai aspet, că nu am și limon pe acuș. Nu vreau să nu mă apuiet. Asta de regulă pe unde are piet. Acolo stă. Ne mai scapă și ea câte un op într-o celulă pe acolo. Dar nu stă de așa. Să nu o găsim. E cel mai curios lucru. Scoata, nici pe partea asta. Totuși undeva este, că doar sâmbătă am văzut-o aici. Și asta mă furie pe mine. Și apoi, unde aveam riscul mare? Aici aveam riscul mare. Din coace era la ea acasă, n-avea cine să o omoare. Se spuse chestia asta. Fuh, și încă la